Ca de obicei, la această oră vă zic bună seara la o nouă emisiune Dan Diaconescu Direct, cea mai importantă emisiune de televiziune a momentului, zic eu, fiindcă este emisiunea care încearcă să schimbe istoria românilor sau încearcă să o rescrie sau încearcă să vă schimbe viața într-o viață mult mai bună. Acum, alături de mine, este o adevărată premieră și va fi un adevărat regal de cultură, în primul rând, fiindcă, spuneam, prin intermediul emisiunii preferate, în casele dumneavoastră, va poposi în orele următoare domnul academician Răzvan Teodorescu. Bună seara! Bună seara, domnul Diaconescu. Noi. Am revenit după exact un an. Da, mulțumesc mult, mulțumesc mult că ați revenit și vreau să încep cu o destăinuire sau cu o mulțumire publică adresată domnului Răzvan Teodorescu. Pe timpuri, când eu eram foarte tânăr, am făcut ceea ce s-ar putea numi un fel de trafic de influență între ghilimele. L-am rugat pe ministrul de atunci al culturii, Răzvan Teodorescu, să aloce niște fonduri în plus pentru vestitul teatru din Caracal, ceea ce a și făcut domnul Răzvan Teodorescu, 2 miliarde la vremea respectivă, sau o sumă oricum destul de mare, cu care teatrul în cele din urmă s-a terminat. Mă rog, a durat vreo 10 ani renovarea asta. Și a fost pozitiv, domnule Diaconescu, este faptul că succesorii mei, indiferent de orientare, au continuat așa și că am fost câțiva miniștri care, pentru acea bijuterie foarte specială, au dat sumele de bani necesare. Asta a fost în continuitatea asta. Important e că s-a făcut și de asta spun, eu continui să spun poporului român, sigur acuzând în general pe politicienii noștri, că sunt și excepții și uite cazul ăsta foarte, foarte concret, puteți merge în Caracal să vizitați acest teatru, sigur a durat mult, că nu sunt bani și așa mai departe, dar cred că este unul dintre cazurile în care s-au alocat fonduri fără ca nimeni să fure ceva. Nici aia care le-au dat, nici aia care le-au... E foarte rar, pentru că spunea la un moment dat Argetoianu, referindu-se la adversarii lui politici, că până acum, tot timpul, în România s-a furat boierește. Acum, spunea el, a început să se fure țigănește. Da, s-a furat în noi. Știți că cuvântul mită este un cuvânt care apare în limba română într-o cronică brâncovenească acum 300 foarte de ani. Interesant. Asta apropo de ozoi și de Brâncoveanu. O să vorbim mult despre Brâncoveanu în seara asta, dar sunteți poate de acord cu mine sau nu, că dacă nu s-ar fura în țara asta, țara asta ar fi prosperă și frumușică, dacă n-ar fura nimeni nimic. Nici hoții de buzunare, nici politicieni. Dacă n-ar fura nimic, ar fi una din țările cele mai bogate din lume. Dar nu se poate. De ani de... Înțelegeți noastră, s-a furat sau s-au dat peșcheșuri tot timpul și totuși țara rămânea bogată. Suntem o țară extraordinar de bogată, nu ne dăm seama de asta uneori, dar e săraca țară bogată. Da, foarte frumos spus. Iar academicianul Răzvan Teodorescu este unul dintre puținii români, sigur, eu cred că sunt mult mai mulți români, dar ei poate nu apar la televizor sau nu sunt cunoscuți, care se luptă să spună că țara noastră este bogată, că este frumoasă, că are multe averi în subsolul ei sau în care ar putea fi descoperite sau redescoperite. În timp ce alți români, cunoscuți și ei și destul de lăudați de publicul larg, spun că dimpotrivă, suntem o țărișoară mititică, că nu suntem deloc buricul pământului, că suntem vai de capul nostru, că e o criză globală și națională și că oricum nu mai avem nicio șansă. Criza există. La marginea Uniunii Europene suntem, dar uneori marginea devine centru, spunea un mare istoric francez. Și noi, prin bogăția noastră culturală și în special monumentală, și despre asta vom vorbi probabil astăzi, noi suntem în momentul de față una din țările cele mai bogate ale lumii. Veți spune cum oare? Vedeți, eu am propus când eram ministru o definire a României. Europa în miniatură. De ce Europa în miniatură, domnul Diaconescu? Pentru că aici, de când a căzut Iugoslavia, de când s-a prăbușit Iugoslavia, care era într-o situație similară ca patrimoniu, aici un călător, un turist cultural, și accentuez turismul cultural, este cel care aduce banii cei mai numeroși în Grecia, în Spania, din turismul cultural s-a câștigat foarte mult. E bine, un călător care face turism cultural poate să vadă în 24 de ore, dacă face o vizită așa americanească, poate să vadă monumente antice greco-romane, catedrale,
romanice sau gotice, lucruri de renaștere, arhitectură balcanică, arhitectură bizantină, poate să vadă arhitectură ultramodernă în București și nu numai, poate să vadă arhitectură Art Nouveau în Transilvania. Este o bogăție, exact cum avem și pe planul spiritual, toate confesiunile, de la unitarienii maghiari până la tătari, ca să nu mai spun de ortodoxi, catolici, greco-catolici. Găsești de toate aici. Este o Europa miniatură. Asta am propus eu ca brand pentru România. Nu frunzulița la un moment dat descoperită, știți dumneavoastră de cine da. Și când. Bun. Noi nu știm să punem în valoare aceste lucruri. Noi am putea să câștigăm bani. Acest turism cultural este un turism care poate să ne aducă bani. Avem un talent să risipim această bogăție care pe mine mă înspăimântă, pe care bulgarii, de pildă, bulgarii nu au acest talent în ghilimele, ungurii nu au acest talent, își se ocupă serios de monumentele lor. Pentru că, domnul Diaconescu, ce rămâne? Bine, sigur, marii noștri poeți, marii noștri scriitori sunt totuși într-o limbă care nu este universală. Este o limbă frumoasă, o iubim foarte mult, dar este o limbă cu o răspândire restrânsă. Monumentele, ca și muzica, sunt de o valoare universală și noi, în loc să scoatem acest lucru în evidență, ne batem joc de ele. Aveți acolo o carte despre patrimoniul UNESCO. Am scos-o la anul trecut, la Monitor Oficial, cu fotografiile lui George Dumitru, unul din cei mai buni fotografi ai noștri, și cu un text. Textele, majoritatea, sunt ale mele, cu excepția celei dedicate Deltei Dunării, care este și ea în patrimoniul natural UNESCO, textul scris de doamna Athena Groza. Restul, cele șase mari monumente sau complexe monumentale care sunt în patrimoniu mondial, sunt tratate de mine. Ce înseamnă acest patrimoniu mondial? Acum vreo 40 de ani el a fost creat. Înseamnă că umanitatea întreagă, nu numai nația română, are în proprietate, într-o proprietate simbolică, evident, aceste monumente și complexe monumentale care sunt unice. Ce? Cetățile dacice din Munții Oreștie. Domnul Diaconescu, un fenomen arhitectonic și istoric unic. Vreau să vă spun, și încep cu asta chiar, că noi în momentul de față riscăm ștergerea din patrimoniul UNESCO a acestui capitol. Pentru că așa este, dacă nu te ocupi, dacă nu le pui în evidență, dacă nu le îngrijești... Ești sancționat. Ești sancționat. E cea mai mare rușine. Rar s-a întâmplat în acești 40 de ani să se întâmple așa ceva. Este aproape cum au făcut talibanii din Afganistan, distrugând niște monumente, cum se întâmplă uneori în Orient cu terorismul, ați văzut niște moschei distruse de curând. Este o rușine. La noi, pur și simplu, autoritățile locale nu se ocupă de acest lucru. Se spune, e foarte greu. Sunt hectare întregi, sunt dealuri întregi, cetățile astea sunt, în special în Hunedoara și în Alba. Bun, nu putem să le îngrijim. Vreau să vă spun că în aceste spații au loc adevărate braconaje arheologice. Vreau să vă spun că există agenții specializate, mai ales în Anglia, care invită turiști culturali, turiști în ghilimele, care li se pun la dispoziție aparate de detectat metale, pentru metal, de detectoare, și să găsesc în felul acesta brățări, cosoni, celebrele brățări dacice, nu? Da, monedele, așa numiții cosoni, care sunt o specialitate numismatică a spațiului acesta. Cetățile acestea, care sunt sanctuare, la Grădiștea Muncelui, la Costești, la Piatra Roșie, care sunt sanctuare, terase, grandioase, sunt
absolut astăzi bătaia de joc. Există, a fost de curând un caz, nu mai știu dacă un prefect sau un președinte de Consiliul Județean, care ca să-și facă o parcare cu o companie în care era implicat, a făcut să se dărâme 30 de metri dintr-un zid din vremea lui Burebista și lui Decebal. Vă dați seama unde suntem. Suntem, din acest punct de vedere, noi care privim spre Occident, acum foarte oriental. Jean Cocteau, marele scriitor, avea o vorbă: Orientul începe acolo unde nu ai ști să întreții nimic. Asta începe suntem. Noi privim într-o direcție, dar, de fapt, mergem spre... Și mă închipui, domnul academician, că nu costă chiar atât de mult să întreținem patrimoniul ăsta pe care l-au lăsat. Cazul acesta înaintași pe care vi-l dau ar implica o creare unei poliții a acelui spațiu, o poliție a munților Orăștie, pentru că sunt unice în lume aceste, și, sigur, ar costa un elicopter. Deci, un elicopter un mare care, lucru. Bun, cam asta ar costa. Este o adevărată rușine. Eu, când eram ministru, am făcut o expediție cu toți secretarii mei de stat, cu toți directorii acolo. Am încercat să îndreptăm ceva, dar vă mărturisesc, n-am reușit, pentru că autoritățile locale răspund. La punctul opus, vă voi da un exemplu la care țin foarte mult, v-am adus o altă carte, e vorba de Hurezi. Hurezii, cei din Vâlcea, au foarte mare grijă. A apărut ediția a doua la RAO, se numește Constantin Brâncovean între Casa Cărților. Casa Cărților ce este? E biblioteca care exista acolo, numită Casa Cărților, și Europa, cum se spunea, Europei pe atunci. E bine, vreau să vă spun că există o grijă deosebită pe care autoritățile din Vâlcea, vreau să le laud pentru asta, o au pentru acest monument. Am și fost rugat să mă ocup puțin mai mult de el și editura RAO a scos acum o ediție a doua. De ce? Au făcut o treabă foarte bună și în felul ăsta o anunț pentru prima oară la o televiziune, la dumneavoastră. Mulțumesc! Se vor împlini 300 de ani, peste 2 ani, de când a fost decapitat Brâncoveanu, cum știți, la Stambul. Trupul lui a fost o vreme îngropat într-o insulă, a fost aruncat în mare, pescuit, a fost îngropat într-o insulă, în Halki, și după aceea, după 6 ani, soția sa l-a adus mai mult în secret la București, și trupul a fost îngropat fără niciun fel de inscripție, numai pe o candelă s-a făcut o inscripție, la Sfântul Gheorghe Nou. El ar fi trebuit să fie îngropat la Hurezi, marea lui Titoie, care este pe lista patrimoniului UNESCO. Și mai mulți vâlceni, mai mulți intelectuali și până la urmă eu însumi ne-am adresat Patriarhului Daniel, care a avut bunăvoința să pleca asupra acestei ceri, de a aduce o parte din relicvele de la Sfântul Gheorghe, numai o parte, la Hurezi, acolo unde trebuia să-i fie mormântul, unde se va crea un adevărat pelerinaj. Între timp, Constantin Brâncoveanu a fost sanctificat. Vedeți, turismul cultural, dragostea pentru istorie, studiul istoriei și pietatea aceasta populară să întrețesc, și de aici iese și o emulație patriotică, dar, domnul Diaconescu, ies și bani. Bine, nu în cazul acesta, dar ies bani, pentru că vreau să vă spun, când s-a lansat această carte, eram la Hurezi, erau și străini care veniseră și la un moment dat a venit la mine unul din ultimii urmași ai lui Brâncoveanu, care trăiește în Franța, celălalt trăiește în Anglia, și mi-a mulțumit pentru ceea ce facem noi pentru Hurezi. La Hurezi s-a restaurat pictura, s-a restaurat arhitectura, cu unele mici greșeli care se vor remedia. Vreau să vă spun că în aceeași situație sunt și bisericile pictate din Moldova, care sunt un alt grup. În aceeași situație sunt și grupul de biserici de lemn din Maramureș. Dar iată aici, vă dau un exemplu.
un exemplu care spune de cum știe România să își organizeze turismul cultural. Avem un grup în Maramureș de biserici superbe de lemn și avem un grup în Bucovina. Ca să unești tot timpul cu un flux de turiști cele două puncte, cele două zone, ai nevoie de o șosea care să fie o șosea. E bine, această șosea, nu vreau să afirm acum un an, nu mai știu acum cum e, avea la un moment dat o întrerupere de vreo 30 de kilometri înainte de Vatra Dornei, că te lua naiba mergând pe acolo. Poate s-a remediat, nu știu. Mă tem că a rămas la fel, în general, România nu s-a remediat nimic. Pe de altă parte, sunt monumentele, avem monumentele sașilor din Ardeal, de care ne ocupăm și nu ne ocupăm. Dar de zona aceea se ocupă cineva acum. Nu ne place când străinii vin și fac ei în locul nostru. Dar vreau să vă spun că prințul Charles, moștenitorul tronului Anglii, a venit în zona aceea, are mai multe case, mai multe proprietăți, una dintre ele la Viscri, unde s-au restaurat după modelul a ceea ce a făcut prințul, a venit și alți străini. Și ai o uliță întreagă de foste case săsești, în care astăzi sunt instalați străini, pentru că este un loc frumos, este un loc pitoresc, este un loc cu adevărat european și noi mai mult nu facem decât facem în zona aceea. Da, acum, sigur, am în față chiar lista concretă a tuturor obiectivelor cuprinse în Patrimoniul Mondial UNESCO, că mă gândesc că sunt mulți români care locuiesc prin zonă și nu știu prin ce zone stau. Este foarte posibil. Și măcar și în felul ăsta ar trebui promovată lista Patrimoniului Mondial UNESCO, să-și cunoască românii valoarea țării lor și sigur a zonei în care s-au născut. Știți sau că noi trebuie. Avem la numărul de populație, care mă rog, e cert sau e cert, dar altceva, și la suprafață, noi avem 6 obiective importante, ceea ce reprezintă o cifră destul de bună, pentru că China, de pildă, dacă nu mă înșel, are numai 20. Pentru că selecția domnul Diaconescu este foarte puternică. Selecția a făcut, de pildă, ca Notre-Dame de la Paris, la care se uită toată lumea, să nu intre, pentru că 50% din monument e refăcut, ceea ce nu e voie. La noi 3 erarhii, de pildă, care au fost restaurați aproape complet în secolul XIX, nu pot să intre. Curtea de Argeș a lui Neagoe nu poate să intre. Trebuie să nu fie mai mult de 50%, mai puțin de 50% restaurat. Sunt tot soiul de restaurat complet, vreau să spun. Refăcut complet. Avem probleme, eu încă când eram ministru, am propus să se studieze problema Târgu Jiului, Brâncușul, care este un unicat. E bine, sunt acolo o serie întreagă de lucruri pe care specialiștii le constată și încă este dificil să proclami, este foarte grea proclamarea. O să vă dau un exemplu. Din grupul bisericilor pictate din Moldova, toate sunt epoca lui Rareș. Una era Sucevița, făcută și pictată în vremea descendenților lui Rareș, mai târziu, spre 1600. Specialiștii de la UNESCO au spus, nu face parte din grupul acela de la 1530-40, nu o punem. Și a fost o luptă de ani de zile, începută în vremea mea, continuată sub succesorii mei, ca să repunem Sucevița, care este superbă, în patrimoniul mondial. Așadar, ca să știe stimatul popor român pe ce avere noi trăim, dar nu știm să o folosim, Patrimoniul Mondial UNESCO include în prezent pe lista asta 7 monumente sau locuri din România. Delta Dunării, primul, că putem cu ocazia asta împreună cu domnul academician facem și o mică lecție de cultură așa pentru poporul român. 2. Așezările Săsești cu bisericile fortificate din Transilvania. 3. Mănăstirea Horezu, vedeți, de aia ține mult domnul academician la ea, că văd că asta e în sine așa un patrimoniu. O să vă spun de ajunge imediat. 3, deci Horezu.
Botezul, 4 bisericile pictate din nordul Moldovei, deci tot ce înseamnă Bucovina acolo, 5 cetatea Sighișoara, iată în sine și ea, 6 bisericile de lemn din Maramureș, de care a amintit domn profesor, și în fine 7, dar nu cele din urmă, fortărețele dacice din Munții Orăștiei, cum se mai zice că asta ar fi centrul omenirii din multe puncte de vedere. De care noi ne batem joc. Da. Da. Deci 7 minuni, să zicem așa, între minunile lumii, 7 locuri sfinte pentru noi românii, nu? Ce ar trebui ca clasa politică în general să facă ceva, să aloce niște fonduri pentru astea 7 zone. Sigur că da. Să le ținem ca ochii din cap, că vorba dumneavoastră, banii se vor întoarce poate chiar însutit. Banii se întorc înzecit, spun eu deocamdată, fiindcă n-avem încă un... Noi facem ce? Litoralul și ducem la Bran, pentru că vorbim de Dracula. Bule. E și Dracula un brand care poate fi inteligent pus în... dacă le explici ce este, dar încolo noi nu... Ți-uminte, când eram student, în vremea comunismului, existau excursii speciale organizate de la Mamaia în Bucovina, de la Mamaia în zona Horezului. Noi nu știm să mai facem acest lucru. Noi am avea nevoie de un minister al turismului care să fie un minister cultural și în același timp economic. Dar am zis la un moment dat, trebuie să importăm oameni care știu să facă turism. Știți cine știu să facă turism? Prietenii noștri izraelieni. Știu, și am spus, domnule, să aducem evrei la un moment dat care să facă turism. Erau în vremea lui Ceaușescu niște foarte buni directori în Ministerul Turismului pe atunci, care făceau lucruri foarte bune. L-am întâlnit la un moment dat, spre sfârșitul epocii Ceaușescu, pe unul dintre ei. Am spus, ce mai faceți? Faceți turism? Da, fac turism, dar nu mă mai cheamă așa, mă cheamă altfel și îl fac la Tel Aviv. Omul făcea foarte bine, iubind România, înțelegeți? Da, poate ar trebui să importăm un asemenea om. Da, România, asemenea oameni, pentru că să nu se supere prietenii care ne ascultă. De multe ori, nu vreau, am spus, noi nu facem politică aici, fac politică în altă parte, la alte emisiuni aici, dar noi suntem în situația în care uneori trebuie alții să ne facă treburile. Detest acest lucru. Cum am detestat faptul că de curând Germania și Statele Unite ne-au făcut de fapt politica internă, dar asta e. Aduc aminte că prima Constituție ne-a făcut-o rusul Kiselev și că la un moment dat cei care ne dictau ce să facem erau puterile aliate. Și să ne readucem aminte că noi am hotărât, noi, mă rog, cei care atunci conduceau România, să aducem un rege și din import, neapărat. Și s-au tot gândit dacă se aducă de prin Franța, de prin Germania, dar au luat știți, din Germania. Să știți că ideea n-a fost rea. Eu am studiat cândva monarhiile din sud-estul Europei și am constatat. Primii care au avut, au făcut-o grecii. Pentru că să certau, să păruiau imediat după independența grecească. S-au adus întâi un rege din Bavaria, după aia unul din Danemarca. Au urmat românii, au urmat bulgarii. Singurii care n-au fost, au fost sârbii. Sârbii care sunt profund naționaliști, în sensul bun al cuvântului, iubindu-și patria, nevrând să aducă din afară, au avut două dinastii care s-au păruit, s-au ucis între Caragiorgevici și Obrenovici. S-au nenorocit, dar au făcut-o ei. Dar n-au adus din import. Vreau să spun că eu care sunt republican, s-a dea de curând în fața crizei care să vorbesc cu un viitor candidat la președinție, da. Să nu se supere. Mulțumesc. În fața crizei care exista, am spus, domnule, la un moment dat, aș deveni monarhist, dar cu prinț străin. A dus că din afară interesant, în 1866. Dar știți că s-a discutat chiar serios acum câțiva ani de aducerea prințului Charles la conducere în România? Au fost niște zvonuri. Când am dat un interviu în Adevărul anul trecut și am spus prima oară acest lucru, am primit niște telefoane și am spus, te referi la Charles sau la Albert al Belgiei, care era pe punctul să-și piardă țara între timp, lucrurile s-au rezolvat. Bun, revin la această poveste. Noi avem a învăța de la alții cum să face turismul. Avem a învăța de un diagnostic de la bulgari.
Bulgarii fac niște lucruri excepționale, nu departe de noi, nu departe de noi. Pentru orice român, dacă vrea să vadă niște lucruri la sud de Dunăre, poate să meargă până la o oră jumate, până la Preslav și până la Pliska, o oră jumate, până în vechile capitale bulgare, să vadă ce au pătrut bulgarii, chiar date scenografii care plac, la care să duc japonezi, să duc americani. Noi, din acest punct de vedere, suntem foarte deficitari. Nu știu, n-avem... Cineva îmi spunea, dom'le, n-avem gena asta. N-avem gena asta și nu gata. Nu cred, fiindcă vedeți dacă americanii, vorba dumneavoastră, ar avea așa ceva, măcar trei obiective din astea dacă ar avea, probabil știți, ar scoate miliarde ce au făcut americanii? Americanii au dus la Cloisters, lângă New York, la marginea New Yorkului, la capul Manhattan, au făcut un muzeu numai cu lucruri aduse din Europa, lucruri superbe din Europa Occidentală. Da, asta este. Japonezii s-au îndrăgostit de bisericile pictate, s-au scos niște albume. Am fost la Tokyo să conferențiez despre aceste lucruri cu colegii japonezi care restauraseră de pildă la Bălineștii lui Ștefan cel Mare, care sunt pe lista aceasta a patrimoniului. Vreau să vă spun că tinerii studenții români de la Paris au avut de curând o inițiativă. Pe această carte m-au invitat și cu fotograful care a făcut o expunere cu George Dumitriu să dezbatem această carte la ambasada României. Au fost francezi, au fost români și mulți dintre ei descopereau pentru întâia oară ce monumente avem noi în patrimoniul UNESCO. Dacă am în față chiar știrea, cum a sunat atunci, în cadrul acțiunilor de marcare a aniversării a 40 de ani de existență a patrimoniului mondial UNESCO, Ambasada României în Franța și Asociația Tupul Europa, adică toată lumea pentru Europa, au organizat conferința dezbatere România în patrimoniul UNESCO. Invitatul special al serii a fost domnul academician Răzvan Teodorescu, care a prezentat cartea România în patrimoniul UNESCO, album trilingv, deci în română, în franceză și în engleză, despre cele 7 situri românești înscrise pe această prestigioasă listă. Iată cetățile dacice, Centrul Istoric al Sighișoarei, Bisericile Săsești, Bucovina, Mănăstirea Hurezi, Bisericile de Lemn din Marea Mureș și Delta Dunării. Volumul semnat împreună cu doamna Atena Groza beneficiază de fotografiile remarcabile ale lui George Dumitriu. Vreau să vă spun că acest eveniment, care arată ceva, nu că am vorbit eu acolo, n-a fost reluat de nimeni aici. Nu interesează. Nu interesează. Ce păcat. Este prima oară când se dezbate la un post de televiziune, în media, această poziție. Vreau să vă spun că carențele le știm noi între specialiști, dar ele nu sunt discutate. Sper ca nouul ministru al culturii să fie atent la aceste lucruri, sau măcar după noiembrie, cine va fi, cum va fi, nu știm. Vreți să vă mai fac o destăinuire? Eu m-aș fi așteptat ca dumneavoastră să fiți nou ministru al culturii, dar în fine. Asta nu, eu nu fac parte de niciun partid. Știu, dar ce dacă? Nu. Ce nu. Suntem complet politizați și nici nu știu. Sigur, a fost un mandat, să zice, reușit de 4 ani, dar nu știu dacă în situația asta aprig politizată. Știu, dar eu am văzut așa cam ce visează poporul român să se întâmple în țara asta și mă gândesc că, apropo de aceste 7 zone, cred că ar merita să înființăm măcar o agenție separată, nu știu, ceva, un departament, o firmă care să se ocupe numai de astea 7 lucruri. O firmă. Care să cheltuie, sigur, niște bani la început și care, pe urmă, să primească niște, evident, înceapă să și încaseze. Evident. Fiindcă, repet, orice țară a lumii, dacă ar avea japonezii așa ceva, unul din 7 astea, cred că s-ar scoate bani. În China, de pildă, vizita acele armate de teracotă, să lasă cu, care este în programul UNESCO, să lasă cu bani destul de grei și vizitezi niște muzee pe lângă. Singur că da, noi n-avem această idee. O să vă dau un exemplu care vine oarecum. Sibiu, de pildă, care a fost declarat capitală europeană alături de Luxemburg, atunci când eram eu ministru, nu din inițiativa mea, din inițiativa colegii mele, ministrasa din Luxemburg. Ei au fost foarte impresionați de faptul că limba din Luxemburg, care este o limbă relicvă germană veche, medievală, se vorbește tocmai
în zona Sibiului, pentru că sunt coloniștii, noi le spunem sași, dar ei se numesc flandrenze, sunt documente, vin din Flandra, vin din Luxemburg, din zona sunt aceea. Sunt un fel de luxemburghezi cei din Sibiu. Exact. E bine, în momentul acela s-a făcut un plan, Luxemburgul făcea capitală europeană cu zone din vecine, era la Grande Région, spuneau ei, adică cu zone din Germania, cu zone din Franța, cu zone din Belgia. Și m-au întrebat, nu puteți extinde Sibiul? Și atunci eu am propus să fie adăugată zona Vâlcii, care este o continuare, nu prin pe defileul Oltului. E bine, autoritățile de la din Vâlcea, care acum le-am lăudat, atunci n-au dorit să se încarce cu așa ceva. Noi puteam să mergem și spre Alba, puteam să arătăm foarte multe lucruri. Dar a fost, oricum, a fost o reușită. A fost o reușită și aici în care, indiferent de orientările partinice, miniștrii s-au achitat de datorie, trebuie să o spun, și succesorii mei s-au achitat de ceea ce trebuia. Măcar în cultură, măcar în cultură n-avem voie să facem politică. M-am uitat pe acest comunicat de presă legat de prezența dumneavoastră la festivitatea din Paris, din Franța, că s-a vorbit sau s-a discutat și despre Constantin Brâncuș. Și bine, sigur, toată lumea a pus întrebarea. Evident, era Franța, evident, și era Brâncuș. Și așa cum vreți dumneavoastră să-l aduceți pe Brâncoveanu la el acasă, la Hurez, foarte mulți români sau din ce în ce mai mulți spun despre aducerea patrimoniului Brâncuș în țară. Sigur că e foarte scump să nu cumpărăm lucrări le scoase la vânzare. E altceva. Vedeți, sigur, e un vis al românilor. Dar ceea ce nu se știe, eu am spus-o ca mai nou președinte al secției de arte a Academiei, am făcut o sesiune în februarie, cred, dedicată lui Brâncuș, și a trebuit să spun ceva care este neplăcut, domnul Diaconescu. În 1951, România a refuzat donația lui Brâncuș. Brâncuș, de fapt, nu a refuzat-o. L-a criticat pe Brâncuș, că este un artist retrograd și așa mai departe. Nu spun numele celor care l-au criticat, pentru că ar cădea cupola asta pe capul nostru. Nume mari, dar care, la ordin, au avut această poziție. Brâncuș, când a aflat acest lucru, a doua zi a renunțat la cetățenia română, pe care și-o păstra, a luat cetățenia franceză și a donat Franței tot ceea ce a. Și acum, vă pun această problemă. Unii o se supere pe mine ascultând un punct de vedere. În momentul de față, m-am dus studenții să le arăt lângă Bobur, lângă centrul Pompidou, vezi acolo o căsuță care spune Maison Brâncuși, Casa Brâncuș, cum spune, cu toată opera lui, tot atelierul din Impasse Ronsin care s-a dărâmat și au trecut aici. Problema este, la Paris, acolo, trec milioane de vizitatori. Putem noi să asigurăm acest lucru? Să zicem că am cumpărat aceste lucruri. Francezii nu cred că le-ar da, dar asta este altceva, nu le-ar vinde. Putem noi să asigurăm? Suntem noi capabili de acest lucru? Spun, altfel am o vorbă care mă face antipatic la culme. Spun, România este un frumos bărbat impotent. Da. Dar nu, adevărul doare, dar sigur, ăsta e adevărul. Asta e, trebuie dar să ne... Cred că trebuie să începem de undeva. Eu nu sunt așa de deștept, de citit ca dumneavoastră, dar mi-au mai spus și alți oameni mai inteligenți decât mine că Brâncuș ar fi dorit, înainte să fie repudiat de statul român, să construiască o coloană infinitului și mai mare undeva în București chiar. Era un pariu al lui. Nu, a fost, era la Chicago, vrea să facă la Chicago, dar el a vrut tot timpul în România să mai facă ceva. El a plecat, de fapt, atunci când i s-a refuzat proiectul lui cu monumentul pentru Spiu Haret, care era o fântână. Vedeți? S-a enervat de acolo. Domnul Diaconescu, el era, cum să, propunerea lui era mult prea avansată pentru mediul nostru. Așa cum Eminescu, la un moment dat, era mult prea mult pentru români. Să spunem și asta. Așa cum Iorga a fost un fenomen
pe care românii nu l-au putut cuprinde. Așa cum Caragiale s-a supărat pe București și pe România și a plecat la Berlin. Trebuie să ne asumăm aceste lucruri. Marile noastre figuri nu s-au putut realiza în România. Nu e plăcut să spui acest lucru. Nu e plăcut să spui acest lucru. Dar este o realitate. Deci, următoșelos, Cioran, Eugen Ionescu. Nu mai spun, sigur că Eugen Ionescu, Cioran, Mircea Eliade. Eu am avut imensa șansă de a intra în corespondență cu Mircea Eliade. El mi-a făcut onoarea să deschidă și să mă citeze, chiar sunt unii puțini români citați în istoria credințelor. Eliade ar fi putut să vină aici, a vrut să vină aici. Răposatul Adrian Păunescu mi-a povestit că a încercat ceva să facă în acest sens, dar, bineînțeles, noi am... Știți, ca vaca cu donița de lapte, că îi dă copita când donița s-a Cam așa facem noi. Cam așa facem, de multe ori. Dar poate se oprește obiceiul ăsta frustrat. Poate se va opri acest lucru. Da. Dacă mai țineți minte, când a fost acea aniversare Google și s-a ales semnul lui Brâncuș de pus pe tot internetul ăsta, eu de atunci mi-am dat seama, eu așa ca om de afaceri, că povestea asta Brâncuș ar putea fi valorificată foarte tare de români. Dar evident, nu s-a întâmplat nimic de atunci. Evident, nu s-a întâmplat. De ce? De pildă. Vă dau un exemplu. A existat o ceartă întreagă pe problema coloanei. Cu miezul coloanei, dacă trebuie locuit, nu sunt specialist, nu pot să... Au venit suedejii, specialiști în problema oțelului, Radu Vari a avut un proiect, cei de la Târgu Jiu alt proiect, bineînțeles, a ieșit ca de obicei la noi un scandal. Brâncuș a gândit acel ansamblu care pornea de la Jiu. Nu uitați, ansamblul e dedicat luptelor de la Jiu și eroilor de acolo. Și trebuia, prin Poarta Sărutului, să meargă pe o adevărată alee de reculegere, de procesiune spre coloană. E bine, între Poarta Sărutului și alee s-au construit niște blocuri, un hotel. Nu poți acum să vii să le dărâm, nu? Dar îți spun cei care sunt specialiști în opera lui Brâncuș și cei de la UNESCO, domnule, aici era un program, era o gândire. Ea nu mai e respectată? Așteptați. Deci nu e în patrimoniul UNESCO. Nu este în patrimoniul UNESCO. Adică cel mai mare ansamblu de sculptură modernă din lume nu e în patrimoniul UNESCO și, pe părerea mea, nici n-are șanse foarte repede să fie, dacă nu luăm, cheltuind niște măsuri, am fost în niște comisii și când am ministru și când n-am mai fost ministru, să poate masca într-un fel acest lucru, crea cu o pădure, cu o vegetație, să mascheze acele... Că cine devină, nu? S-au construit niște blocuri în care oamenii locuiesc, un hotel de care e nevoie. Bun, trebuie să găsești, printr-un concurs internațional, trebuie să găsești o formulă. Sunt printre cei, poate știți, care au luptat în anii 80 împotriva dărâmării unor monumente. Bun, ele au fost dărâmate. Astăzi, Văcărești, superbul monument de la Văcărești, își are coloanele aruncate la Mogoșoaia, în curte, cel mai mare monument de arhitectură al veacului al XVIII-lea din sud-estul european. Picturile, cât s-au salvat, se află în altă parte. Există un proiect să se adune toate, dar zăbovim foarte mult. Acum suntem un grup care vrea la 25 de ani de la dărâmarea Văcăreștilor să scoatem un album și sper cu sprijinul primăriei generale, cu unor sponsori, căutăm chiar sponsor să scoatem acest volum cu tot ce a fost la Văcărești. La Văcărești a fost o crimă teribilă, inutilă. Inutilă, că nu s-a construit nimic în locul lui. Înțelegeți? Da? Bun, asta e.
Poate nu-i timpul pierdut să se refacă toate lucrurile astea. Bun. Acum mai vreau să vă fac o mărturisire, să-mi dați o soluție. Am vorbit la ultimul târg de turism cu oamenii ăștia care se ocupă cu turismul în România, și din mediul de stat și din mediul privat. Și îmi spuneau toți, fără să se vorbească între ei, că toți străinii ăștia care accesează pe internet sau cumva România, București, o agenție de turism românească, întreabă de Brâncuși. Da. Întreabă de Dracula, da, unii dintre ei, da, și ceilalți de Brâncuși. Da. Și când aud că ei ar ateriza cu avionul la Otopeni, dar Brâncuși e undeva la sute de kilometri, pe niște drumuri de țară, da, cam renunță aproape toți. Da. Și asta îmi spuneau oamenii, domnule, mai ales japonezii, sunt nebuniți. Da. Ăștia, da, ați văzut cum pozează, da, sigur, orice monument pe care îl văd. Iar cei care sunt și mai cultivați sunt interesați de toate monumentele, picturile, alea pictate, Maramureșul. Pentru că, domnule, noi trebuie să înțelegem că turismul la o țară ca a noastră, ca și în Grecia, ca și în Italia, ca și în Spania, turismul trebuie să devină o preocupare de primă mână. Când eram președinte la televiziune, la început, imediat după Revoluție, spuneam, nu era treaba mea, dar o spuneam colegilor, prietenilor, o spuneam demnitarilor, domnule, noi avem două zone, agricultura și turismul. E bine, amândouă au fost tratate cum au fost tratate. Nu uitați, în materie de agricultură, noi al treilea bazin agricol al Europei, după Franța și zona poloneză. Nu? Noi am hrănit Balcanii, am hrănit Istanbulul. Cu ce Dumnezeu să-l hrănești? Uitați-vă ce s-a întâmplat la noi. Și cine a distrus aceste lucruri? Poporul român, uneori, îmi pare rău să o spun, constat că poporul român e cel mai mare dușman al poporului român. Zău așa. Unii dintre români, da. Da, sigur, unii. Dar că veni vorba de TVR, pe vremea dumneavoastră TVR-ul pierdea bani? Când a început el să pierde bani? Nu. Sau ce s-a întâmplat? Bani, în vremea mea, noi trăiam din banii anteriori, a început să piardă cam după 96, l-a restabilit, trebuie să recunosc, domnul Nicolau, care a făcut, da, o bună restabilire, a ieșit pe profit, da, și după aceea a început decăderea, a început, nu dau nume, externalizarea, s-a ajuns până să se externalizeze lucruri care se puteau face în TVR. Adică să se fure bani. Adică să se fure bani organizat. Și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns acum. Îmi pare rău, am fost printre cei care au inițiat crearea TVR-ului cultural, dar văd că acum aici am vrut să aduc vorba. Bun, mi-au spus cei din televiziune, unii dintre ei, unii oameni vechi, ar fi o posibilitate de care mi s-a vorbit, ca abonamentul de televiziune, ca e, nu știu, 4 lei acum, da, mi se pare, să crească până la 8 lei, din care să se deducă 2 lei care să fie păstrați într-un fond pentru televiziunea cultural, pentru TVR cultural. Nu fac niciun secret, un colaborator al meu de pe vremuri, Gabriel Giurgiu, mi-a dat un telefon și mi-a zis, domnule profesor, uitați, ar fi posibilitatea asta. Nu sunt economist, am spus, am să vorbesc despre ea, mi se pare de bun simț, pentru că suntem una din cele mai mici taxe din Europa. Da, pe de altă parte, deși, cum să spun, în domeniul televiziunii ei sunt concurenții noștri, și eu țin partea TVR Cultural și a TVR Info, fiindcă m-am uitat pe bugetele lor, aceste două posturi cheltuiau infim față foarte de restul celorlalte televiziuni. O le-au închis exact pe astea care nu cheltuie nimic, ca foarte să zic puțin. Da, m-a mirat această poziție. Am înțeles, TVR Cultural la un moment dat ducea o politică puțin editorială, dar e nevoie de e nevoie în măsura în care nemții și francezii au nevoie de arte, în măsura în care englezii au nevoie de Channel 4, canalul 4, care fac cultură. Dar, după părerea mea, cultura s-a putea face cu teatru, ca pe vremuri, cu filme, și așa mai departe. E o sete foarte mare. Unii vor să vadă și telenovele. Prima manifestație antiteleviziune, știți când a avut loc, domnul Diaconescu? Okay. Când am cerut eu să se dea Tarkovski, capodopere. Yeah.
Și au venit și au spus, vrem sclava Izaura, sclava Izaura. Bun, ăsta e puțin și o parte a gustului public românesc. Da, e adevărat, da. Da. Deci acum, trăsătorii, sigur, cei mai tineri realizează că omul de cultură, Răzvan Tătărescu, a și condus o televiziune națională. Nu știu dacă, în general, oamenii de cultură mai conduc televiziuni naționale prin alte țări. Sau era condus. Imediat adică... în Est, imediat după schimbările din 89, aproape toți președinții de radio-televiziuni, care erau împreună, ceea ce era un lucru bun pe atunci, eram universitari, eram oameni veniți din mediul acesta. Mă rog, oamenii care avea o anumită atitudine înainte și dar chiar ți-o minte că președintele radio-televiziunii poloneze era chel ca și mine și la un moment dat ne confundam în adunările care aveau loc și era tot un profesor universitar. Da, ăsta e lucrul dumneavoastră de multă vreme, nu? Da. De când am început teleenciclopedia, eu mă rad în fiecare dimineață de cap de 40 de ani. Dar, v-a plăcut dumneavoastră așa sau cum? V-a plăcut dumneavoastră așa? Nu, la un moment dat am făcut un paratif, o să aveam un păr foarte bogat, când am fost dat afară din facultate în 59, aveam o pufoaică pe mine, lucram la sala Palatului, legam fiare și îmi ieșeau păr mult de sub caschetă. Am făcut un mic paratif, o să am început să pierd părul, după aceea și-a revenit și la un moment dat, logodnica mea, care a fost prima mea soție, mi-a zis, ne-am dus să vedem un film în care era Teri Savalas. Uite mă ce bine arată. De ce nu faci și tu așa? Am făcut așa, dar după am apărut la o emisiune la Teleenciclopedie și când am revenit din vacanță, începuse să-mi crească și Tudor Vornicu mi-a spus, ce faci, domnule, mă nenorocești, lumea te știa într-un fel. După am aflat care lume. Lumea era chiar cea care iubea foarte mult pe Kojak și cu ocazia asta am aflat că aveam ca privitor la Teleenciclopedie și pe aia la un ciclu care l-am făcut cu academicianul Condurache, care m-a luat ca secund, să uita însuși iubitorul de Kojak, Nicolae Ceaușescu. Foarte tare, da. Și când am fost interzis a doua oară, și academicianul Condurache, într-un semn superb de solidaritate, s-a retras și dumnealui, am aflat mult după Revoluție de la un membru al familiei Ceaușescu pe care l-am cunoscut, singur care mai era în viață din frați, am aflat că Ceaușescu a întrebat, dar unde e Kojak ăla nostru? Și nimeni nu i-a spus că eram interzis de cabinetul 2. Ce tare poveste, da. Am știut. Da. Bă, asta e o poveste. Știu că lui Ceaușescu îi plăcea serialul Kojak, că mai mult pentru asta trezinea îl difuza. Da. Asta am aflat-o și eu, dar am aflat că eram Kojakul nostru. Foarte tare. Da. Chiar vreau să vă întreb dacă așa atunci la zero în România de atunci aveai voie. Nu, o să fie acum peste câteva zile un martor. Sunt niște confesiuni pe TVR2 care fac cu Iuliana Marciuc și cel care m-a adus atunci pentru Teleenciclopedie a fost prevenit, domnule, nu e tâmpit să zic, nu e asta, dar fiți atenți că e chel. Și la noapte a mers foarte bine. Bun, și a trebuit, apropo de Tudor Vornicu, a trebuit ca să apară, că pe atunci apăram în direct, nu eram numai consultant ca acum, să mă rad din nou și de atunci mă rad așa. Deci puteți avea păr cât de cât normal, cum să zic. Asigur că mai mult decât Băsescu oricum. Sau decât... Da, mai mult decât Băsescu. Și lui Băsescu, de când și-a ras meșele alea, cred că îi stă mai bine. Da. Revenim în direct, imediat după un scurt mai în publicitar cu domnul academician Răzvan Tătărescu.